Mă numesc Lazar Florin și vreau să vă invit pe site-ul Glasul Romilor din Comuna Barcea, sat Podoleni, loc unde puteți viziona și afla foarte multe lucruri importante despre această comunitate. O comunitate, aș zice eu, deosebită pentru că sunt de la mine, de la Barcea și sunt niște oameni care după ce ai ajuns în interiorul lor și ai reușit să-i cunoști, nu se poate să nu observi părțile pozitive a lor, pentru că sunt niște oameni care vor să se integreze, sunt niște oameni harnici, muncitori. În primul rând, aș vrea să subliniez harnici, pentru că în jurul nostru se știe și știu toate autoritățile din zonă că romii de la Podoleni sunt niște oameni harnici. De ce? Pentru că ei sunt muncitori, ei sunt meseriași. În mare parte sunt meseriași, sunt zidari. Zidari cunoscuți nu numai la nivel județean, ci și în toată țara. Deci în toată țara, și la București, și la Timișoara, în toată țara, chiar în toată țara, au lucrat și sunt recunoscuți ca buni meseriași, zidari și buni lăutari, ca să zic așa. Cu astea două lucruri ne putem lăuda. Nu mai vorbim de tinerii care probabil o să-i vedeți pe parcursul vizionării acestui site. Tineri care încurajează ceilalți copii care pleacă și pornesc în viață și să dea Dumnezeu ca toți să aibă posibilitatea să pornească cu dreptul, să meargă la școli, să meargă la studii, pentru că o națiune care are ca temelie solidă educația, întotdeauna răzbesc în viață și pot demonstra lucruri frumoase. Eu sunt președintele unei organizații de la București, a Uniunii Naționale a Comunităților de Romi, și vreau să fiu aproape de ei pentru a-i promova, pentru a avea posibilitatea, cu, bineînțeles, cu ajutorul lor, de a-i promova în cele mai bune cercuri, școli, și pentru a fi și a se dezvolta altfel, sau mai bine spus, în bine, comunitatea de rom. Ca peste 10 ani de acum încolo, comunitatea de rom să arate să nu mai fie acea discrepanță dintre comunitatea de rom, dintre satul Podoleni și satul Barcea Veche, Barcea Nouă, Dorâș și așa mai departe. Să fie oameni capabili, destoinici, oameni care se poate mândri chiar și autoritățile din zonă.